Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Da, dar apropo de doftana, domne, că m-au rugat oamenii ăștia, băi Luca, zice, am văzut că voi la radio acolo rezolvați fel de fel de probleme. Cu dăunători, cu porumbei, cu borcane de zacuscă, cu tot felul de treburi caznice. Li s-au uscat borcanele în cămară sau ce? Au o problemă, au de mult, dar acum s-a acutizat. Ia zi. Cârtițe. Serios? Deci au curtea așa, plină de mușuroaie de cârtiță. Acum însă e dezastru, adică e gen mușuroi lângă mușuroi. Păi ce-i deranjează? Sau cum se, nici dacă se cheamă mușuroi, de fapt. În fine, știi ce zic? Gaură lângă gaură. Da. Gaură cu deal. Deal cu gaură. Vulcan. Așa, așa. E plin de cârtițe. Adică au, ei au zis că sunt cel puțin două. Dar o fac de mici mare de tot. Adică fetele umblă brambura pe toată. De unde știi că-s fete? Poate e un băiat și o fată. Cârtițoi nu-i luăm în seamă. Noi zicem generic cârtițe. Așa. Și au încercat tot felul. Au luat aparate cu ultrasunete. Au luat băi, aparate cu vibrații. Dă-le bufnița mea. Vrei să le dai bufnița mea? Că poate merge și la cârtițe. Bufnița nu vede. Nu ajută bufnița. Ai trebuit ceva cu... Că de asta au luat cu ultrasunete și niște aparate cu vibrații. Că au fost... Știi că erau reclame pe la televizor și la teleshopping. Cu una cu... Dă sperie orice dăunător. N-am băgat. Alea nu se sperie de nimeni și de nimic. Acum oamenii au și șantier în curte. Așa. E cu zarvă mare, cu muncitori, cu nu știu ce, nu nimic. Contează. Alea merg, continuă să facă... Eu le-am zis să o facă pe aia din Tom și Jerry, să bage furtunul cu apă sub presiune, să dea la maximum și poate sar cârtițele în sus. Dar nu cred că funcționează. Așa că, rugăminte, dacă știți cumva cum putem scăpa de niște cârtițe, niște colegi de-ai noștri, 0728-111-222, dați-ne și nouă un sfat. Audio sau un mesaj scris, dacă știți ceva verificat. Ei acum se pregătesc să pună naftalină prin găurile alea, căci că ar fi și asta o variantă. Pleacă mă de aici, asta e pentru altfel, moli. Atenție, cârtița e animal protejat. Așa. Nu înțeleg de ce. În fine, și n-ai voie să o stârpești. Deci doar să o izgonești. Păi și problema e doar la ei sau și la vecini? N-au întrebat și ei stânga-dreapta? Stânga-dreapta nu. Stânga-dreapta e liniște. Numai la ei, da, le place mult acolo. Auzi, crezi că cârtițele a fost atrase de mirosul de mici? Că voi tot e ați posibil. Făcut grătare pe acolo. E posibil. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.